Cum am ajuns să fac acest documentar? Um, iubesc muzica țigănească. Sunt foarte pasionat de muzica țigănească. O iubesc de când eram copil uh, și, în momentul în care am descoperit-o, din momentul ăla am, am, uh, am început să o ascult obsesiv, am început să caut tot timpul uh, noi muzicieni, noi cântece. Uh, iubesc uh, bogăția ei cromatică, iubesc impetuositatea ei, iubesc vitalitatea ei și în 2014 cred că era în iarnă sau în primăvară m-am dus într-o vizită la Caliu, la Clejani Caliu este violonistul principal al tarafului de Haiduci și probabil că este unul dintre cei mai, nu probabil, aproape sigur este unul dintre cei mai buni violoniști din lume în momentul ăsta și l-am găsit destul de trist și de amărât cum a zis el, că sunt amărât și amararea asta venea din faptul că uh, manelele deveniseră foarte puternice. mi așa, citez: Nu moare manelele, Liviule, uh, moare muzica lăutărească. Și uh, uh, era, era, era supărat. Uh, îmi spunea ceva de genul că. Uh, Copiii nepoților nu mai vor să învețe instrumente acustice. Durează foarte mult până devii un foarte bun instrumentist acustic. Uh, toată lumea e interesată de uh, pop electronic, de clape, uh, și a spus, domnule, când începi să cânți vioara pe clape, s-a dus dracului, brandul. S-a terminat. A, a, făcut așa o comparație care și acum mi-o amintesc, a zis uh, sintetizerul ăsta, prostiile astea sunt ca plasticul, distrug totul. Adică cum să pui plastic într-un Mercedes? Asta e un citat din el. Uh, și era îngrijorat că, că muzica tradițională, muzica lui, muzica lăutărească, de care el e super pasionat, omul ăsta e super pasionat de muzica asta, o iubește, muzica asta dispare. Și că dispar, Lăutarie, adică lăutarii așa cum îi înțelegea el, oamenii care, timp de generații, sau e un, e un, e un, e un uh, uh, meșteșu care s-a transmis de la, de, din generație în generație. Și cumva, la câteva zile după ce m-am despărțit de el, încă mă, mă gândeam la lucrul ăsta, mă gândeam că. mă gândeam că. Că și pe mine mă, mă întristează asta, că muzica lautărească dispare. Mă gândeam că ar fi trist să se întâmple asta. Și atunci am zis, dar cine sunt oamenii ăștia care distrug uh, muzica lautărească? Chiar sunt, cum zice el, cum zice Caliu, maneliștii? Și atunci am început să caut pe Google, nu știam prea multe lucruri despre manele. Uh, am început să caut pe Google niște nume care le știam, le auzisem. Și... Uh, am văzut niște clipuri care, spre surprinderea mea, aveau o audiență extraordinară, adică zeci de milioane, nu milioane, zeci de milioane. Și la un moment dat, căutând pe YouTube uh, să văd și eu ce înseamnă manelele, uh, am dat peste o cântare live de la Constanța. Uh, era un cântec care se numea Poate am dat o spargere sau poate afacere. Uh, avea ceva melodia asta, avea ceva special. Uh, era ceva foarte viu acolo, ceva foarte intens. Și uh, muzicienii care erau pe scenă cânta Florin salam, erau toate numele cunoscute ale, ale manelelor: uh, Adrian Minune, Copilul de Aur, Vali Vigelie, erau toți acolo. Și efectiv le plăcea foarte mult ceea ce făceau. Am fost, am fost uimit cumva. Și vreo, vreme de câteva zile eu n-am reușit să-mi scot melodia asta din cap. Poate am dat vreo spargere sau poate afacere. Erau un cântec foarte bun. Foarte bun. Și atunci ăsta a fost punctul de plecare al uh, documentarului meu, The New Gypsy Kings. Uh, am petrecut aproape 2 ani făcând acest film. N-am stat tot timpul în România, veneam, plecam. Uh, am, uh, am, filmat 300 de ore de material, peste 300 de ore de material. Simte că ultima filmare, care a fost la nunta nepotului lui Fane Spoitoru, la nunta lui Marian, Asta a fost ultima, ultimul lucru care l-am filmat pentru filmul ăsta. Și după aia am plecat spre Londra, eram în, eram în, în trafic, blocat în trafic spre aeroportul Autopeni. Și eram, aveam 300 de ore de material, cum ți-am spus, și eram destul de îngrijorat. Adică e o poveste fabuloasă, e o poveste extraordinară, dar să o reduci la o oră, la un documentar de oră, este foarte greu. Ar fi trebuit, trebuie să, mă gândeam că trebuie să simplific atât de multe lucruri, că sunt nuanțe pe care le voi pierde. Mă gândeam cum o să înțeleagă publicul din Marea Britanie, pentru, pentru ei am făcut în ultima instanță acest film, cum o să înțeleagă o poveste atât de complexă, cum o să-i fac să înțeleagă lucrul ăsta, cum o să cum o să vadă cei care cunosc toate nuanțele poveștii astea. Times a spus că este un film extraordinar, Guardian a spus că e un film terrific, Spectator, Extraordinary, deci au fost foarte laudativ la adresa filmului. Reacțiile pe care le-am avut de la publicul britanic au fost foarte bune. Au fost oameni care mi-au scris și mi-au spus că ar fi vrut să vadă mult mai mult. Este un film despre muzicieni, țigani, care fac un anumit gen de muzică, de fapt două genuri de muzică, muzica tradițională și, muz și manelele. Uh, dar este un film despre muzicieni, cum își câștigă ei uh, existența, ce fac ei, uh, cum ce s-a schimbat în viața lor. Uh, și muzicienii sunt uh, în lumea romilor, în lumea țiganilor, muzicienii sunt foarte respectați. E dificil pentru că publicul britanic nu. Știe nimic despre muzica asta. Adică, fanfara ciocăliea și Taraful de Haiduci sunt cunoscuți în toată lumea, din Japonia până în Noua Zeelandă și din New York până în Londra și în Paris. Uh, dar, uh, totuși, e un segment uh, mic de populație care știe cine sunt oamenii ăștia. E, sunt cei care le plac World Music. Ei sunt în categoria asta de World Music și. Uh, uh, publicul larg, publicul BBC 2, mai ales în primetime, la ora 9, majoritatea nu știu despre ce vorbești. Deci, dacă aș fi făcut filmul ăsta pentru România sau, știu eu, pentru altă piață, poate că ar fi fost structurat altfel, dar trebuie să plec de la premisa că oamenii trebuie să înțeleagă despre ce vorbesc și trebuie să fie lucrurile inevitabil simplificate, fără a fi însă, fără a fi însă deformate. Astra Film este un festival documentar foarte bun, pe care l-am văzut dezvoltându-se. L-am văzut, am văzut una dintre edițiile din anii 90, una dintre primele ediții din anii 90. Am mai fost o în 97, am și câștigat un premiu aici, în 97, cu un film independent pe care îl făcusem aici. Și pe urmă, o vreme îndelungată n-am mai venit la festival, dar am venit acum doi ani să țin un workshop și mi-a plăcut foarte mult ce am văzut. Este o ofertă reală, autentică, de culturală, pe care Astra Film o face, Sibiului, și o face, de fapt, în între, întregii țări, pentru că vin, eu am întâlnit aici oameni din toată țara, chiar și din... Ungaria sau din alte părți din, din și chiar și din uh, Anglia, Franța, America și în alte părți, din toată lumea, practic. Uh, uh, deci, e un festival internațional care și-a câștigat o reputație foarte bună și e bine meritată. Adică, se muncește foarte mult, e o selecție riguroasă, uh, vin oameni foarte buni, uh, ediția asta, Frederick Weisman, care este un un zeu al documentarului este un, un mare documentarist el a creat un e, e, e de o influență extraordinară, deci să-l aduci pe Frederick Weissman aici să, 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 să poată să se discute cu el, asta înseamnă foarte mult e un festival care, sigur n-ar fi venit aici dacă nu uh, nu l-ar fi interesant sau dacă n-ar fi aflat că este un festival bun uh, sunt sibian și uh, mă bucur foarte mult că Sibiu a devenit un oraș al festivalurilor. Este festivalul de teatru care este un festival foarte bun, este festivalul de film, este festival de jazz la care mă duceam când eram aici uh, elev de liceu. Uh, sunt o mulțime de festivaluri și asta nu poate să mă, să mă bucure. Adică e un dialog cultural, o, 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 o stimulare a creativității care... E foarte important, aș fi vrut să am oferta asta uh, culturală când eram în, uh, în liceu sau când eram în școala generală și văd că Astra Film chiar face asta, adică o face cu elevi de școală generală, cu elevi de liceu. Deci creează un public care să aibă deschidere spre documentar și care să uh, își dezvolte creativitatea încă de la, de, 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 de la o vârstă foarte fragedă. Asta înseamnă foarte mult.